Proiectul de introducere a rețelelor de apă și canalizare în satele Ghelari, Ruda și Cătunul Mănăstire este tot mai aproape de a demara. În prezent, potrivit edilului șef din Comuna Ghelari, Iancu Emerson Toma, lucrarea a fost scoasă la licitație, urmând a fi desemnată o firmă câștigătoare, iar în cel mai scurt timp să înceapă și lucrările în teren. Eu, ca viziune, am avut de la începutul mandatului să încercăm să lucrăm atât pe infrastructură, cât și pe dezvoltarea anumitor părți din serviciile spre populație. Și m-am axat foarte mult pe implementarea proiectului de apă și de canalizare, care a fost finanțat. Acum acest proiect este pe ultima sută de metri, pentru că lucrarea a fost scoasă la licitație și sperăm că în foarte puține zile vom reuși să fie desemnat și câștigătorul acestei lucrări, iar lucrările să demareze cât mai repede. Totodată, primarul comunei spune că are în plan și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în satul Govăjdia. Avem în proiect și extinderea alimentării cu apă și canalizare pe satul Govăjdie. Dacă acest lucru va demara, probabil în câțiva ani de zile, sperăm cât mai repede, să nu întâmpinăm alte impedimente cu cel care va fi desemnat câștigătorul proiectului. Localitatea Ghelari, din acest punct de vedere, o să aibă și apă canal. Drumurile, în proporție de 80%, sunt asfaltate,